a câștigat aur procent după alegerile parlamentare. Vă întreb pentru că, spre exemplu, am scris o analiză săptămâna trecută despre îngrijorările din Uniunea Salvați România, acolo unde se pare că începe să piardă teren în detrimentul aur. USR, există zone în țară unde USR pierde procente în detrimentul aur. USR a crescut după alegeri. A crescut brusc după alegeri. Așa se întâmplă în general în societatea noastră după alegeri. Există un fenomen care se numește, în sociologic îl numim, refondarea opiniei după alegeri. După alegeri, câștigătorul alegerilor sau cel care a apărut surprinzător, cumva, primește un bonus. Și acest bonus este de câteva procente până în 10%, de exemplu. Cei care au câștigat alegerile și au format guvernarea au câștigat în prima fază un anumit bonus. Evident că s-a risipit foarte repede, acesta fiind în plină criză, gestiunea crizei, conflictele din interiorul coaliției de guvernare pentru posturi, bătălia pentru diverse funcții și multiplicarea posturilor pentru ca să ajungă la toată lumea, cum s-a întâmplat cu posturile de prefect, de exemplu, de subprefect, pentru că s-au pus doi subprefecți și acolo unde, conform legii, nu era nevoie de doi prefecți, pentru că populația este foarte mică în județele respective, și partidele care se află la putere s-au erodat. Au trecut doar 3 luni, însă nu s-au erodat semnificativ, însă, într-adevăr, aur se găsește undeva în proximitatea USR-ului. Deci e un pericol, reprezintă până la urmă aur pentru USR? Reprezintă un pericol pe moment, pentru că este doar o chestiune de clasament, să spunem așa, să fim primii 3. Ca să zic așa, dar nu contează, pentru că nu se joacă meciul finalei în această perioadă, nu avem alegeri. Deci, în mod normal, eu dacă aș analiza tehnic aceste lucruri, aș spune că mai este mult până se vor contabiliza aceste voturi, până se vor contabiliza voturile și vor deveni funcții și vor deveni putere sau opoziție, mai este foarte mult timp și acum avem doar niște mișcări de încălzire.